Acest bibil îl întâlnim la terminația mânecilor, cămășilor din sud. El poate fi executat cu o singură culoare sau în două culori, așa cum am ales să exemplific eu astăzi. Se realizează relativ simplu. Rulez un pic pânza și încerc ca în interior să ascund firul cu care nu lucrez, cel alb în cazul meu. Fac 10 puncte de feston sau drug. Eu am 8, 9, 10. În figa cu pânză, dau oața de 10 ori după ac. Nu foarte strâns ca să pot scoate acum. Și trag de fir pentru a se așeza. Și continui cu încă 10 puncte de feston. Deci rulez, ascund firul alb în interior și fac 10 puncte de feston. Și așa iese. Am lucrat cu firul gros de la Nagato, este pus în 6 fire.